Deci, Geo, spune-ne câte ceva despre tine. Am terminat biologia, acum fac masterul în ecologie. Pe viitor vreau să aprofundez ichtiologia. Mai îmi place geografia, speleologia, drumețiile pe munte, acvaristica și, bineînțeles, fotografia. De unde pasiunea asta pentru fotografie? Nu știu exact. Pot să spun că dintotdeauna. Când eram mic, obișnuiam să iau descuns aparatul foto din casă și să fac instantanee celor din jur. Dar chiar care a fost primul tău aparat? Păi, chiar cel de care spuneam mai devreme, un Smena vechi, model 8M. Ești fotograf la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Ce presupune asta? Ei, implică mai multe tipuri de fotografie. Fotografia documentară, de produs, macro, portrete, de eveniment, arhitectură atât interioară cât și exterioară, fotografia de natură și wildlife. Cea mai des întâlnită problemă ar fi iluminarea nu tocmai avantajoasă în anumite situații și trebuie să te descurci cum poți, dar rezultatul să iasă bine, pe măsura așteptărilor. Să ai un minim de cunoștință în postprocesarea imaginilor și în cazul deplasărilor pe teren trebuie să ai o anumită condiție fizică, cunoștință despre animale și mediul înconjurător. Cel mai important lucru fiind însă să ai mereu aparatul la îndemână, în orice moment să fii gata de acțiune, să prinzi ineditul ce s-ar putea evi. Împreună cu baterii și card de memorie. Exact. Îți place ceea ce faci? Da, fiindcă mereu apar lucruri noi de fotografiat și nu te plictisești niciodată. Ne-ai înșirat o groază de tipuri de fotografi. Între toate cele pe care ne le-ai spus, care îți place cel mai mult? Nu am o preferință anume. Pozezi ce văd și îmi place. Consider că încă sunt la stadiul în care experimentez din toate. Asta ca pasiune personală? Da. Dacă ai putea să alegi un loc sau un oraș din toată lumea în care să fotografiezi, care ar fi acesta? În natura sălbatică, greu accesibilă, unde lumea nu prea ajunge des. De exemplu, jungla amazoniană, adâncurile oceanelor, zonele neprea umblate, explorate din, eu știu, Siberia, China, România. De ce? De ce? Pentru că îmi place natura, evident, și nu știu, vreau să văd ceea ce alții n-au văzut, ceva nou, să descoper, să explorez. Care ai spune tu că este cea mai mare realizare a ta? Ar fi aceea că am descoperit un lucru care îmi place, fotografia, s-a transformat într-o pasiune, job chiar. Na, asta ar fi cea mai mare realizare. Mergi și în deplasări pe teren. Care a fost cel mai greu cadru pe care l-ai tras? Probabil iarna pe munte, viscol. Ce planuri de viitor ai? Spuneai mai devreme ceva de ichtiologie. Ce presupune asta? Ichtiologia este știința care se ocupă cu studiul peștilor. Am ales peștii pentru că sunt oarecum mai dificil de studiat, având în vedere că sunt în apă și trebuie să-i cauți prin diferite locuri, mă rog, oceane, râuri. Și mi-aș mai dori foarte mult o expoziție fotopersonală pe tematică din natură, animale, peisaje, natură moartă, statică. George, Banda Foto îți mulțumește pentru apariția în Minutele de Fotografie. Ce mesaj ai avea pentru cei care se uită la această emisiune? Să aveți întotdeauna aparatul la voi și să încercați să vă lărgiți orizonturile vizuale, încercând să abordați tot ce vă înconjoară din unghiuri, perspective diferite. Încercați să găsiți frumosul ineditul în orice vă înconjoară. Fotografie pe film sau fotografie pe digital? Digital. Alb-negru sau color? Color. Peisaj sau street? Peisaj. Portret sau evenimente? Portret. Nude sau fashion? Nude. Fotografie de noapte sau fotografie de studio? De noapte. Model cunoscut sau necunoscut? Nu prea are importanță. Canon sau Nikon? Canon. Zoom sau wide? Wide. Spontan sau planificat? Spontan.